Bun, deci vrei să-ți cumperi un televizor nou și ai vrea să fie unul cu o claritate mai bună față de cel anterior. Așa că probabil ai început să explorezi tehnologiile OLED și QLED, iar odată cu treaba asta ai început să te întrebi și care e diferența dintre cele două. E un lucru normal, să știi, și ce pot eu să spun este că ai ajuns în locul potrivit, pentru că în acest episod de Tehnoțiuni vei afla pe scurt cum funcționează cele două tehnologii și vei putea să-ți dai seama ce ți se potrivește cel mai bine. O să începem cu QLED, o tehnologie pe care o să o vezi cel mai probabil la televizoarele Samsung, Horizon sau TCL și care a fost dezvoltată ca o evoluție a tehnologiei LED pe care cel mai probabil o ai deja pe televizorul tău actual. La bază, tehnologia LED, asta pe care probabil o ai pe televizorul tău de acum, funcționează în felul următor. În spatele ecranului televizorului tău se află un panou luminos cu sute sau mii de LED-uri care trimit raze de lumină către pixelii de pe ecran printr-un filtru de culori. Cu ajutorul unui procesor foarte deștept, televizorul știe ce culori lasă să treacă și ce culori oprește, astfel încât să-ți afișeze imaginea potrivită. Tehnologia QLED funcționează asemănător, tot cu un panou plin de LED-uri care trimit raze de lumină, doar că de data aceasta intră în schemă și un layer de quantum dots. Practic, spre deosebire de panoul de la televizorul tău vechi, QLED-ul are o peliculă de molecule microscopice care, odată lovite de lumina din spate, emit propria lor culoare cu propria lor intensitate. Asta se traduce printr-o acuratețe mai mare a detaliilor și printr-o luminozitate mult îmbunătățită. Tot în categoria asta o să găsești și televizoarele mini-LED sau Neo-QLED, Samsung așa le numește, Neo-QLED, care funcționează fix la fel, doar că panoul luminos din spate nu mai e format din sute sau mii de LED-uri, cum era până acum, ci din microLED-uri care sunt atât de mici încât pot fi chiar și câteva zeci de mii pe panoul unui televizor. Asta se traduce printr-o acuratețe și mai mare, bineînțeles. Bun, dar dacă QLED-ul este o evoluție a tehnologiei LED, atunci ce e OLED-ul? Bună întrebare și o să-ți răspund chiar acum. Tehnologia OLED, pe care o să o găsești cel mai probabil pe televizoarele LG, Sony sau Panasonic, nu folosește deloc panoul luminos din spate, ci dă puterea fiecărui pixel de pe televizorul tău să se aprindă sau să se stingă singur. Practic, în timp ce pixelii de pe un ecran OLED emit lumină individual, cei de pe un ecran QLED transmit lumina venită de pe panoul din spate. Deci OLED-ul emite, QLED-ul transmite. Bineînțeles, fiecare tehnologie vine cu avantajele și dezavantajele ei, așa că o să discutăm pe scurt și despre ele ca să-ți fie mai ușor să iei o decizie. Când vine vorba de culori, cel mai probabil nu o să vezi diferențe mari între cele două tehnologii, pentru că ambele au ajuns destul de departe încât să fie aproape egale ca performanță. În schimb, o să vezi câteva diferențe în anumite situații specifice. De exemplu, dacă ai pe ecran o imagine cu niște pescăruși albi care zboară deasupra mării noaptea, tehnologia OLED va face ca negrul din spatele pescărușilor să fie negru și atât, pentru că LED-urile alea rămân stinse știind că trebuie să-ți redea culoarea neagră și na, nu se aprind, că n-au de ce. La tehnologia QLED o să mai vezi niște scăpări ale luminii și în zonele care ar trebui să rămână negre, pentru că nefiind iluminat fiecare pixel în parte, mai scapă niște lumină pe lângă. Problema asta se numește light bleeding și în realitate nu e chiar atât de gravă pe cum se vede în poza alăturată, dar avem nevoie de ceva pentru comparație și m-am gândit să folosesc asta. Tot pentru comparație vezi acum pe ecran și aceste două linii, să le zicem, sau stele, cruci, cum vrei tu să le zici, în care se vede mai clar diferența de light bleeding. Cum ziceam, nu e chiar atât de rea în realitate, deci în cel mai multe cazuri s-ar putea nici să nu observi. O altă situație specifică în care vei vedea diferențe e cea în care încerci să te uiți la televizor din lateralul televizorului, nu direct din fața lui. Tehnologia OLED câștigă și aici, pentru că îți va arăta același nivel de claritate, indiferent de unghiul din care te uiți, în timp ce QLED-ul va arăta un contrast și niște culori mai scăzute atunci când nu privești televizorul direct din fața lui. Pe de altă parte, dacă ții televizorul într-o zonă foarte însorită sau într-o cameră foarte bine iluminată, tehnologia QLED îți va fi mai de ajutor de data asta, pentru că acel layer de quantum dots reușește să împingă mai multă lumină și mai multe culori comparativ cu LED-urile obișnuite din ecranele OLED. Deci pentru gaming s-ar putea ca QLED-ul să fie mai potrivit, tocmai pentru că reușești să ai un ecran care se vede mai luminos pur și simplu. Iar tot în tabăra avantajelor QLED-ului adăugăm și lipsa efectului de burn-in. Acest burn-in este o imprimare permanentă a unei imagini pe ecran, lucru care se poate întâmpla la un televizor OLED, dar e imposibil să se întâmple la un televizor QLED. Practic, cu un televizor OLED, dacă te uiți în fiecare zi timp de 10-12 ore pe același post TV,
Timp de 2-3 luni, să zicem, s-ar putea să observi că sigla postului TV a rămas întipărită pe ecranul televizorului tău și că nu mai dispare, indiferent de canalul pe care te afli. De aceea, televizoarele OLED nu sunt neapărat recomandate pentru showroom-uri care arată aceeași imagine mereu, pentru că poate apărea efectul ăsta de burn-in. Oricum, la o utilizare obișnuită n-ar trebui să fie probleme. Efectul apare, exact așa cum ziceam, când lucrurile sunt duse la extrem, adică dacă chiar afișezi același lucru în același loc pe ecran multe ore în fiecare zi, timp de multe zile. Bun, dar acum știi care e diferența dintre cele două, dar cu toate astea îți recomand să mergi într-un showroom și să compari cu ochii tăi cele două tehnologii, pentru că alegerea produsului potrivit ține mai degrabă de preferințele personale decât de orice altceva. Mai mult, un televizor OLED de la LG, să zicem, se va vedea diferit de un OLED de la Sony, pentru că, deși au același ecran și aceeași tehnologie, fiecare producător își reglează contrastul, culorile sau tehnologia de interpretare a imaginilor cum dorește el. Deci decizia ta ar trebui să fie una complet subiectivă și orice ar spune cei care fac review-uri de televizoare, tu știi cel mai bine ce îți place să vezi în momentul în care vezi. Iar dacă tot am discutat despre ecrane, poate vrei să vezi și episodul 1 din Tech Noțiuni, pe care îl găsești aici.